Bine ați venit, societătorilor, la o italare romantică. Haideți să vedem care sunt energiile voastre pentru acum, în momentul acesta. Prima etalare întotdeauna este a voastră, cea de-a doua a sufletului pereche sau a persoanei la care vă gândiți. Dacă ești nou pe acest canal, poți să te abonezi dacă îți plac acest gen de videoclipuri sau pur și simplu să dai un like. Bineînțeles, dacă doriți. <laughs> Haideți să mergem să vedem ce se întâmplă cu săgetătorii. Șapte de spade. Încerci să te ascunzi. De ce încerci să te ascunzi? Sau cine încearcă? Cavalerul de cupe. 6 de bute, Judecata. Wow. Și patru de cupe. Sunteți foarte răniți pentru că știți. Doamne ce mesaj. Wow. Foarte interesant! În adâncul vostru voi sunteți singuri, sunteți răniți, pentru că știți că există numai o singură persoană care vă poate iubi necondiționat. Ăsta este adevărul și este aici. Iar această persoană cred că este înconjurată de foarte mulți prieteni de foarte multe lume. Deci avem cățelușii și să o glindește într-un fel e ceea ce dăruiește persoana respectivă. Este ca și cum ai fi undeva uh, online sau uh, este o persoană, în momentul în care apare, este foarte solicitată sau uh, toată lumea o dorește. Iar voi sunteți blocați pe, pe această energie. E ceva la care... Nu că nu puteți face față, ci pur și simplu nu puteți merge în acea relație. Este felul de... A, nu puteți merge în acea relație pentru că e posibil ca acea persoană să fie deja într-o relație. Trei de cupe și nebunuri. Este ca și cum ați aștepta să fie liberă pentru a fi și voi acolo prezenți. Dar vedeți voi, acest nebun îmi spune că persoana respectivă, chiar dacă este într-o relație, de fapt este singură, singur, pentru că așa simte, iar acest trei de cupe este de fapt ceva la care luăm parte, să-i zicem. Este o energie foarte, foarte stranie. Șapte de spade. Urmăriți persoana respectivă în continuu unde este, ce face, uh, vă interesează foarte mult, uh, este ca și cum uh, curiozitatea uh, ce face persoana respectivă. Nu i-o arătați persoanele respective, uh, pentru că nu doriți, este, este ca și cum împărtășiți cu altcineva. Și vedeți încă o dată, persoana respectivă este recunoscută, dar în același timp este și energia voastră. Um, nici voi nu sunteți de levădat, <laughs> uh, șansele astea întotdeauna să știți că ne arată uh, felul de a fi, deci uh, dacă sunteți bărbați, sunteți de o statură și un uh, șarm foarte frumos, uh, și în același timp denotați un aer aristocratic. Sunteți recunoscuți, știți ce vreți, victorie pe toate planurile, în afară de emoții. La voi, emoția, deci viața sentimentală, viața amoroasă, este un dezastru. Judecata asta îmi spune. Deci nu e ceva, Doamne ferește, nu. Nu o spun că văd ce este aici. Deci amator celor care îmi trimit mesaje pe Facebook, bineînțeles că nu prea am tot timpul, dar amator celor care îmi trimit mesaje, este o etalare generală. Dacă într-adevăr sunteți acolo, ar fi bine să luați ceea ce într-adevăr eu nu le ascund după degete, dar judecata asta îmi spune aici. Viața amoroasă este un dezastru. Puteți să lucrați pe orice tip de energie la muncă, să fiți în detalii, foarte bine organizat, absolut tot, dar viața amoroasă nu. De ce? Pentru că ați ales ceva care nu este... Nu, nu vă împlinește. Nu vă completează. Șapte de spade. Voi vedea mai întâi energia celelalte persoane. Deci energia celelalte persoane va fi jos, energia voastră va fi sus. Deci energia sufletului pereche este o persoană independentă. Deci este o persoană independentă. Nu se coboară la niciun nivel pentru că știe ce vrea și posibil ca persoana respectivă Uh, să fie interesată de, în, de a uh, face o stabilitate financiară mai bună, în general preocupă, îl o preocupă uh, starea financiară. De fapt muncește foarte mult, ca și voi de, de altfel. Cavalerul de cupe. Voi este teamă. <laughs> Deci da, mai ales dacă este o zonă de pământ. Vă este teamă pur și simplu să vă apropiați de persoana respectivă pentru că uh, ceva nu a fost corect cu voi și vă este teamă că vă va respinge. Deci, uh, vă este teamă că... Vă scoate imediat afară din, din imagine. E foarte interesant viziunea pe care o am aici. Ca și cum v-ați apropiat într-un grup întreg de oameni și chiar dacă vă vede, chiar de, vă ignoră total sau pur și simplu da. ne a apărut și tu, adică acum te-ai trezit sau cum? E foarte frumoasă imaginea. Păcat că nu putem face niște videoclipuri care să aibă și efecte speciale să vă demonstrez. Dar e o imagine extraordinar de frumoase exact doi copii care sunt întregostiți, dar de fapt se ciondănesc unul pe celălalt și aruncă de la unul la celălalt niște fulgere, așa, știți, o privire na fulgere. Asta este. Și te ferește, normal, zici, să mă păzesc, pun pe cineva în față, un scut, ceva, iau, pe cine vrei, cel mai bun prieten, cea mai bună prietenă, pe mama, pe tata, pe cine vrei tu, da, să știi că fulgerul tot vine. Da, e o imagine foarte frumoasă. Șase de bâte. Haideți să vedem ce vrea să ne spună pentru persoana cealaltă. Trei de cupe, da. Vrea, într-adevăr, vrea foarte mult ca să vă vedeți față în față, pentru că treiul ăsta de cupe e o adunare. De deci ce posibil să se organizeze ceva la care să fiți prezenți toți? Deci are un sentiment de iubire, um, este ceva pur, nu este ceva care să vi se ascunde, dar e ceva care ține, ține în el, în ea, deci nu arată, nu arată la nimeni, la absolut nimeni. Judecata. O posibil să fie o fecioară și încearcă să caute de ce ai rănit, ai rănit, l-ai rănit, de ce încearcă să caute acest lucru, dar persoana respectivă știe ce vrea. Să te ferească Dumnezeu să intri în analiza acestei persoane. Scap, e scap, dar, dar e un fel de energia aceasta a cavalerului taie, taie crunt. Este un adevăr, dar taie. E un fel de a te pune pe tine la punct. Cei care, bineînțeles, sunteți în măsură să ascultați. Și încă o energie, remitul, să știți că voi, în general, nu ascultați poate de un mentor, de un guru, de un știu eu cineva care să vă ajute. De data asta cred că sunteți, nu știu, cred că odată la 1000 de ani. Cred că în sfârșit, nu numai că veți asculta persoana respectivă, uh, este ca și cum vă închide piuitul, <laughs> nu mai spuneți nimic, știți că are dreptate și în același moment vor vorbește ca un mentor, ca cineva care pur și simplu uh, este înțelepciune pentru voi. Deci voi nu ați fost niciodată poate la capacitatea, nu la capacitatea, n-ar spune, Doamne ferește, nu, nu mă exprim corect. Nu ați fost persoanele care să ascultați niște mentori. Nu ați fost persoanele care să luați niște sfaturi de la mentorii respectivi, pentru că voi sunteți săgetători. Ceea ce decideți voi, aia faceți. Iar aici aveți de a face cu această judecată, dar să știți că pe bună dreptate persoana respectivă are dreptate în ceva. Și cred că acest cavaler este, este într-un fel o lecție pentru voi. Este ca și cum vă arată cât de egoist ați fost în momentul în care nu ați răspuns la ceva, cât de este ca și cum cât de mult ați ignorat această persoană. Eu cred că este judecata și eremitul. În primul rând sunt o energie extraordinar de puternică. Sunt două arcana majoră. Când am de-a face cu arcana majoră, este un fel de Nu te mai poți apăra. În fața acestei persoane nu te mai poți apăra. Lasă atitudinea ta de apărare. Nu-și nu, nu mai are rostul. În fața acestei persoane ești pur și simplu gol-goală. Știe cine ești. Știe cât poți. Este ca și cum este în, în mintea ta, în gândul tău. Nu ai de-a face cu cineva care e un începător în asta. Știe cine ești. Orice a întrebat persoana aceasta are un răspuns. Patru de cupe, dacă tot vrea să iasă. Patru de cupe. Vă omoară gândul, deci efectiv, voi, dar și persoana cealaltă, sunteți gând în gând. Dar voi, în general, patrul acesta fiind al vostru, patru de cupe, vă ucide gândul acela. Ce pot să fac ca să schimb ceva? Pentru că efectiv încercați să scăpați într-un fel de a vă gândi la persoana respectivă. Dar și persoana cealaltă la, la rândul ei, lui, încearcă același lucru. Încearcă să facă totul posibil de a... A trece peste, de a nu se gândi absolut deloc la voi, de a vă scoate din, din viața lor. Dar cred că nu este posibil pentru că aveți de-a face cu judecata. Are o conexiune dintr-o altă viață. Haideți să vedem energia voastră, șapte de spate. Energia voastră. Nu știți. Nu știți. Dar. Întotdeauna vă informați. Vedeți-vă aici săget spadele acestea. Aici încercați să vă ascundeți. Două spade sunt în sus, ridicate. Este energia voastră pe acest șapte de spade, ceea ce înseamnă că și voi, la rândul vostru, încercați să ascundeți acest lucru, să ascundeți, dar, de fapt, intrați pe toate platformele posibile pentru a vedea persoana respectivă sau interacțiunea pe care o face cu ceilalți. Deci nu vă este indiferent. Cavalerul de cupe. Nou de cupe. Știți că este ceea ce v-ați dorit de o viață întreagă. Știți lucrul acesta. 6 de bute. Oh, am încercat să... Două. Turnul și 10 de monede. Wow! Momentul turnului. Cred că unul dintre voi va avea nevoie de ajutor și acela vei fi tu. Este ca și cum ei cere persoane respective să te ajute cu ceva. Treiul acesta este un party, este o recunoaștere, este ceva la care vrei într-adevăr să faci o reclamă. Zecele de monede, știi foarte, deci știi, știi că nu ai depus același efort pe care l-a depus persoana respectivă. Cred că am mai întâlnit undeva acest 9 și 10, nu țin minte la care dintre voi. Dar vedeți voi aici sunt 9 monede. Aici sunt 10 monede, dar cum, în acest pahar pe care îl vedeți voi sunt 9 și deasupra este încă una. Deci în momentul în care voi, săgetătorilor, nu ați depus același efort pe care l-a depus persoana respectivă. Aici este momentul turnului, trezirea la realitate. De ce? Atunci îi dați dreptate persoanei respective că într-adevăr este mult mai recunoscută decât sunteți voi. Și că orice risc pe care l-ar lua sau ce s-ar întâmpla ar fi de fapt voi sunteți cei care vă dați la o parte și nu persoana respectivă. Persoana cealaltă acceptă orice risc, pentru că este o persoană matură. Știe ce vrea. Dar în momentul în care voi nu arătați acest lucru și de fapt la suprafață arătați că sunteți mulțumiți, atunci încearcă să <laughs> vedeți cavalerul acesta de spate. Judecata și voi. Da, un nou început. Vă doriți un nou început. Persoana respectivă vă iubește enorm de mult. Chiar vă iubește enorm de mult. Nu să comentez. <laughs> Vreau să văd ce... ce încearcă cealaltă persoană să facă. Dar persoana cealaltă vă iubește enorm de mult. Cred că imaturitatea vine din partea voastră și nu a celelalte persoane. Ia uitați-vă. Este o, o iubire necondiționată. Nu contează ce este rege, regină. Nu contează. Este gen neutru. Dar este o iubire pură. Nu este ceva ascuns nu se ascunde, se ascunde față de ceilalți din jurul celorlalți, dar nu a venit nici vouă să vă spună nimic. Este ca și cum simțiți că există această atracție, dar în momentul în care te-ai comportat în felul în care te-ai comportat, ai arătat disgrație persoanei respective. <laughs> și asta o văd ca energie. Nu o să puteți uita persoana respectivă până în momentul în care acceptați ceva. Este soarele. Soarele înseamnă că rămâne ca lumină în viața voastră. Este un fel de a, de a veni lumina în viața voastră și de a vă spune acceptă lumină. Este ca și cum aveți întuneric în viața voastră și vă spune acceptă lumină. Voi. Voi, cartea voastră. Deci problema sunteți voi, nu persoana cealaltă. Și este etalarea celelalte persoane. Deci problema sunteți voi. Vedeți? Voi. Este ca și cum nu știți să faceți un echilibru în ceea ce aveți voi ca viață de muncă, ca, ca muncă, ca relație. Deci problema... Nu este la persoana cealaltă, este la voi. Munciți foarte mult, dar nu aveți beneficiile la care vă așteptați. Iar aici sunteți puși pe, cu piciorul pe ducă. <laughs> Ia uitați-vă aici. Wow! <laughs> Wow! Am să vă spun ceva aici. Pentru unii va fi plăcut, pentru unii nu. Dar am să fiu sinceră. Herofantul înseamnă căsătorie. Justiția, carul, deavolul și trei de bâte. Dacă vă angajați să mergeți într-o călătorie în exterior, am să fiu deci ceea ce văd. Să știți că veți deschide o karmă foarte grea. Hierofantul, îi sunteți dator. Atât în religie, atât în statutul vostru. Este ca și cum vi se impune ceva. Momentul în care aveți de împlinit o, o karmă, se activează. Deavolul asta face aici. Se activează. Și se activează pe energia casei. Deci să zicem că sunteți deja în exterior și mergeți acasă. Aici activați karma respectivă. Dacă doriți să vă schimbați în altă țară, casa, este bine să faceți foarte multe remedii. Și cred că cel mai primordial este să fiți alături de divinitate, oricare ar fi ea. De ce? Pentru că hierofantul vă dă o lecție aici. Nu vă pripiți foarte mult. Pentru că sunt două energii diferite. Nu vă aruncați într-o energie la care nu știți de ce veți pierde. Este 5 de monede. Sau încercați să fugiți din ceva care de fapt nu a fost clarificat. Momentul în care încercați să fugiți fără a clarifica, deavolul asta îmi spune aici, fără a clarifica, karma este voi, de fapt, vă clădiți o karmă. Vă clădiți o karmă pentru că nu sunteți corecți în fața celelalte persoane. Și este foarte grea. Este ca și cum vă feriți de un adevăr, dar, de fapt, voi singuri vă clădiți o karmă. pentru că nu, nu doriți să fiți față în față cu acel adevăr. Echilibrul 9 de cupe <laughs> Regele de bute Regina de cupe 2 de săbi. Doamne, aceeași energie. Persoana respectivă a încetat să vă mai arate. Este foarte greu să vă arate acest lucru, pentru că voi ați dat la o parte orice tip de comunicare. De fapt, voi sunteți cei care sunteți vinovați, dar voi sunteți cei care ați dat la o parte comunicarea. Și încercați să fugiți. Lumea înseamnă nu numai o schimbare de statută, o schimbare de situație, ci pur și simplu să iei drumul călătoriei. Este ca și cum găsești, acolo găsești. În momentul în care te ceri cu cineva, cel mai ușor este să ieși afară pe ușă. Atunci, bineînțeles că vine cavalerul acela de să viște pune jos și spune ia hai să vorbim, să comunicăm. Și lua neval mental. Acum vorbește. Cam asta se întâmplă aici. Dar ceea ce simțiți nu o puteți controla sub nicio formă. Persoana cealaltă. 10 de monede. Da, vă este teamă. Vă este teamă. E posibil ca și voi la rândul vostru să fiți într-o relație. Dar vedeți voi cealaltă persoană și sunteți blocați. De ce? Pentru că energia celelalte persoane este regina de spade. <laughs> vă este teamă. <laughs> Nu ar avea de ce să vă fie tamă, pentru că pe bună dreptate are dreptate în ceea ce vă spune, are justiția lângă. Este ca și cum ați făcut o înțelegere, iar voi nu vă țineți de înțelegerea respectivă, chiar dacă este dintr-o altă viață. Bineînțeles că nu vă aduceți aminte de ea, dar o simțiți, știți despre ce este vorba. Este ca și cum în momentul în care nu puteți să faceți acel lucru sau să nu faceți acea muncă sau nu iese beneficiul respectiv și aveți nevoie de persoana respectivă, voi încercați să vă eschivați. De ce? Pentru că vreți să arătați că eu sunt, eu știu, eu, eu, eu. În fața acestei persoane nu puteți. Pentru că ea știe cum să manageze, cum să facă management banii. Orice mi-ați spune că faceți voi. Voi aici aveți dorință banii îi face această persoană. Știe cum să-i facă. Știe cum să menajeze tot. Deci echilibru vi-l aduce persoana respectivă, nu voi. Deci în momentul în care voi veți fi în echilibru și tu mental, dar și persoana cealaltă, atunci puteți să uniți acest lucru. Și orice stil creativ, orice doriți voi atunci face, până atunci sunteți blocați. Deci persoana respectivă, de fapt, este într-o tăcere. Tace. Pentru că nu mai are cu cine discuta. E un fel de momentul în care, chiar dacă îți dă un sfat, nu primește nimic înapoi. Nici măcar un răspuns la un mesaj. Nu dorește să faci acel lucru. Dar dacă ți-a dat un sfat care știe din bună știință, poate, din uh, experiența persoanei respective, și vede că pierzi, este ca și cum nu dorește, nu-și dorește să pierzi să ți se întâmple ceva rău, ci pur și simplu dorește să asculți sau să, să faci 10% din ceea ce ți-a spus. Pentru că în momentul în care tu pierzi, persoana cealaltă pierde. Pierde de ce? Pentru că te iubește de adevărat, deci este o, o, o iubire adevărată, nu este ceva la care să vină, este necondiționat. Nu pentru că vrea să câștige ceva. Nu. Este mai în pace și în liniște momentul în care știe că tu ești bine. Deci, care este energia voastră generală de la cealaltă persoană? Ultimele cărți. Este o persoană foarte căutată. Și vă iubește pur. Iar optul acesta este ca și cum. Nu mai vreau să mai ascult. Vreau să ies din această situație. Știu că este o iubire pură, dar vreau să ies din această situație. O putere extraordinară. O putere extraordinară. Chiar dacă doare, o putere extraordinară. Posibil ca persoana respectivă să fie într-o relație. Posibil. Vedeți ce are? O put este iube iubire pură. Nu veți întâlni acest lucru niciunde. Pe partea aceasta va fi a... rectificarea voastră sau clarificarea voastră. Voi, ce veți face voi? Care este a sărit una. Simțiți că ați fost dat la o parte sau voi fugiți. Do vă doriți libertate în același moment, dar nu știți exact cum să acționați. Este ca și cum vreau să scăp care este energia voastră și ceea ce vă dă Universul. Vă spune să fiți cu picioarele pe pământ și... Să luați responsabilitățile respective. Numai așa sunteți față în față cu ceea ce voi vă doriți. Numai așa sunteți față în față cu această energie. Numai așa. Da. Nu cu, nu cu această energie. Deci vă trebuie energia pământului, o energie stabilă, împământat, să ascultați de... Ceva la care vi se spune Cavalerul acesta Este un caracter la care Azi e, mâine nu e Azi sunt responsabil, mâine nu sunt E un fel de Stau de vreo 5 ani Cu persoana asta, dar nu știu dacă Vreau să mă căsătoresc Sau nu E Este o energie toxică Ce vrea să-mi spun Acesta azi? Recunoaștere și echilibru. Nu puteți fugi de destin. Foarte simplu. Nu puteți fugi de destin. Atunci când doriți și voi la rândul vostru, doriți persoana respectivă pe care voi, de fapt, știți că este în atenția și a celorlalți. Este ca și cum nu vă lasă inima să lăsați persoana respectivă pentru că știți că în următorul minut cineva se va interesa de persoana respectivă. Dar este singura voastră șansă în momentul în care doriți succes într-o afacere să vă combinați cu această persoană. Fie că nu este ceva romantic. De ce? Pentru că știe cum să aducă norocul. Este ca și cum este purtătorul vostru de noroc sau purtătoarea voastră de noroc. Știe cum să caute, știe ce trebuie să facă, știe ce să folosească, exact ca ceva magic. La revedere, vă mulțumesc din toată inima și ne auzim!